Începând din 10 ianuarie, medieșenii pot plăti taxele și impozitele locale. Plățile se fac atât la sediul Direcției Fiscale Locale din incinta primăriei, cât și la punctele de colectare din cartierele Vitrometan, Gura Câmpului și de pe strada Stejarului. Persoanele fizice care au două termene de plată și își vor achita integral impozitele până în data de 31 martie 2011 vor beneficia de o bonificație de 7%. Consiliul Local Mediaș nu a majorat taxele și impozitele pentru acest an, însă vor surveni unele modificări cauzate de ordonanțele adoptate de Guvernul României în lunile iunie și decembrie 2010. Și la Sibiu, valoarea impozitelor și taxelor locale a rămas aceeași ca și anul trecut. Sibienii care plătesc integral impozitul până la sfârșitul lunii martie primesc o reducere de 5%.